Până acum, anul 2020 a adus câteva jocuri mult așteptate, precum Doom Eternal sau Half-Life Alyx, dar parcă ne dorim mai mult. În topul din ianuarie vorbeam de Watch Dogs Legion și Cyberpunk 2077, care, din păcate, au fost împinse spre ultima parte a acestui an. Așadar, ce ne așteaptă în următoarele 4 luni când vine vorba de jocuri? Avem câteva jocuri remasterizate, câteva portări pe PC și, din păcate, cam puține titluri noi. Salut! Eu sunt Răzvan, iar în acest episod de vineri vedem împreună ce jocuri apar în perioada mai-august pe PC. Mafia 2 Definitive Edition. Deși suntem în puțină întârziere, deoarece acest top trebuie alcătuit la începutul lunii, nu am pierdut foarte multe lucruri. Singurul titlu care merită menționat este Mafia 2 Definitive Edition, care a apărut pe 19 mai, atât pe PC cât și pe PlayStation 4, Xbox One și Google Stadia. Ce este mai exact? Este o remasterizare a jocului, din punct de vedere vizual, ce a apărut acum aproape 10 ani. Texturile, iluminarea, chiar și unele animații ale feței au fost îmbunătățite, putând intra în pielea lui Vito Scaletta, protagonistul jocului, în rezoluție 4K la 60 de cadre. Acest joc vine și cu o veste bună. Posesorii jocului Mafia 2 au primit upgrade gratis la Definitive Edition, ce include și 3 DLC-uri. Saints Row the Third. O altă masterizare vine și din partea seriei Saints Row, și anume Saints Row the Third. Pentru cei ce nu sunt familiarizați cu această serie, este un fel de GTA, doar că nu se ia deloc în serios. Situațiile o pot lua razna extrem de ușor, iar armele devin din ce în ce mai ciudate. Saints Row the Third, apărut inițial în 2011, a primit un upgrade vizual, plecând de la texturi și iluminare și terminând cu armele și autovehiculele din joc, ce au fost proiectate de la zero. Puteți juca varianta remasterizată a acestui joc chiar de astăzi, 22 mai, de pe Epic Games Store. Minecraft Dungeons. După ce ray tracing-ul a fost introdus în jocul original Minecraft, producătorii seriei ne mai fac o surpriză. Universul Minecraft se transformă într-un dungeon crawler în care, împreună cu alți 3 prieteni, trebuie să parcurgi temnițele, omorând tot ce-ți stă prin cale. În primul episod spuneam că Minecraft Dungeons urma să apară undeva în luna aprilie, dar se pare că acesta a fost amânat până pe 26 mai. Noi sperăm să fie definitiv. Valorant. Acest titlu a luat cu asalt platformele de streaming și gamerii care au stat cu orele pentru a primi acces încă din varianta beta a jocului. Se pare că va fi următorul titlu eSports mare, mai ales că împrumută elemente din cel mai popular shooter, CS:GO. Două echipe formate din 5 jucători se luptă timp de 24 de runde pentru a câștiga meciul, prin plantarea sau dezamorsarea bombei. Există mai multe caractere din care poți alege, fiecare având abilități unice. Dacă până acum a fost în beta, Riot Games a stabilit și o dată de lansare oficială. Pe 2 iunie își poate instala oricine jocul, posibil din viitorul launcher al dezvoltatorului. Death Stranding. Acest titlu a împărțit comunitatea pasionaților în două. A fost subiectul multor controverse, de la bug-uri, la stilul de joc sau reclamele evidente din cutscene-uri. Lansat în noiembrie 2019 pe PlayStation 4, jocul vine portat și pe PC. Sperăm că Hideo Kojima a ținut cont de problemele existente și vom avea o variantă îmbunătățită a jocului. S-a glumit foarte mult că Death Stranding poate fi considerat un walking simulator, dar povestea, grafica, mecanica jocului și mai ales distribuția ne arată că este mult mai mult de atât. Death Stranding se apropie cu pași repezi pe Steam și Epic Games Store în data de 14 iulie. F1 2020. Developerul Codemasters promite cel mai complex simulator de Formula 1 de până acum, ce cuprinde toate circuitele, echipele și piloții acestora din sezonul 2020. Ce aduce nou este posibilitatea de a crea o echipă de Formula 1 de la zero, la fel și un alt jucător, alegerea sponsorului sau chiar al motorului, dar și posibilitatea de a juca și în Formula 2. Așteptăm să ne întrecem în modul split screen în F1 2020, începând cu 10 iulie. Mafia Definitive Edition. Dacă la începutul acestui episod vorbeam de o remasterizare a jocului Mafia 2, developerul 2K din Cehia nu stă degeaba. Vom avea parte și de un remake al primului joc din serie, ce a apărut în 2002. Nu se cunosc foarte multe date, însă un lucru este sigur. Grafica arată incredibil, cel puțin din micul trailer și cele câteva screenshot-uri postate pe rețelele de socializare. Urmează să vedem cât de schimbată va fi și povestea jocului în data de 28 august pe Steam.
Mai avem incluse și două mențiuni ce nu au încă date definitive. Horizon Zero Dawn este probabil unul dintre cele mai bune jocuri exclusive pentru PlayStation 4. Deși a apărut în 2017, grafica jocului arată extrem de bine, iar povestea este una ce te va ține cu sufletul la gură până la final. Personajul principal, Aloy, încearcă să descifreze misterele lumii stăpânite acum de mașinării care încep să devină ostile față de oameni. Așteptăm Horizon Zero Dawn să apară undeva în această vară. Noi sperăm că la începutul ei. Serious Sam 4. Anunțat inițial în 2018 printr-un trailer, se pare că în sfârșit vom avea parte de un joc din seria Serious Sam. Rețeta este cea clasică. Personajul principal, Sam Serious Stone, trebuie să salveze lumea de invazia de monștri ce a aterizat pe pământ. Pentru acest lucru, are la dispoziție numeroase arme, de la rachete la miniganuri și mult spațiu pe hartă pentru a se mișca rapid printre hoardele de inamici. Se pare că jocul va fi și în format co-op, putând să joci cu alți 3 prieteni. Serious Sam vine în august 2020 pe Steam. Acesta a fost topul jocurilor ce urmează să apară pe PC în perioada mai-august. Desigur, ele sunt mai multe, așa că dacă aveți și alte recomandări, lăsați-le în comentarii. Și nu în ultimul rând, spuneți-ne, voi ce jocuri așteptați? Eu am fost Răzvan și vă doresc un weekend liniștit. Pa, pa!